Închiderea harului. Înșelăciunea satanei se dovedește a fi o puternică forță motivatoare în lume. Cei mai mulți lideri spirituali îl acceptă pe marele impostor și totodată sistemul fals de închinare pe care el îl promovează. Pe măsură ce calamitățile globale se intensifică, liderii bisericilor socotesc că nu trebuie să se piardă timpul și că lumea trebuie constrânsă să adere la doctrinele acestui Mesia contrafăcut. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Nu toți sunt înșelați. Câțiva înțeleg că Biblia avertizase cu privire la această înșelăciune uimitoare și ei știu că scopul acestui fals Mesia este de a îndepărta pe oameni de poruncile lui Dumnezeu. Dar nu e prima dată când Satana s-a înfățișat ca un înger de lumină. Când Iisus a fost ispitit în pustie, Satana i s-a arătat deghizat ca mesager glorios din partea lui Dumnezeu. Dar diavolul și-a descoperit adevărata identitate atunci când l-a ispitit pe Iisus să nesocotească cuvântul lui Dumnezeu. Și așa, încă o dată, folosind tactici similare, diavolul încearcă să înșele lumea, determinând-o să nesocotească legea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Lumea este condusă spre un moment al deciziei. Hristosul fals și tendința globală polarizează lumea în două grupuri distincte. Cei care urmează Biblia și cei care urmează fiară. Neliniștea umple inimile oamenilor și religia este subiectul suprem în mintea fiecărui om. La radio și TV, precum și în dezbateri la tribunale, urmașii adevărați al lui Dumnezeu sunt aduși în fața liderilor lumii, unde ei dau o puternică și elocventă susținere biblică a deciziei lor de a se opune sistemului fals de închinare pe care masele vor să-l impună. Poruncile lui Dumnezeu și punctele cele mai importante ale actului adevărat de închinări se află în centrul atenției fiecărei discuții. Mișcați de puterea Duhului Sfânt și de argumente convingătoare, mii de persoane peste tot în lume părăsesc bisericile lor lipsite de viață și au poziție de partea nepopularilor, dar adevăraților urmașilor lui Iisus. Întrebarea: ar trebui să ascultăm de Dumnezeu sau de oameni, tradiția sau Scriptura? Polarizează întreaga populație a lumii în unul din cele două grupuri. Pe de o parte, sunt cei care primesc sigiliul lui Dumnezeu, iar pe de altă parte sunt aceia care primesc semnul fiarei. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe, fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Acest text din Apocalipsa prezice următorul eveniment prin care fiecare bărbat, femeie sau copii vor lua o decizie definitivă pentru sau împotriva lui Hristos. De partea lui Dumnezeu sunt aceia care se bazează cu credincioșie pe cuvântul său în ciuda opoziției intense. Pe partea cealaltă sunt aceia care îmbrățișează tradițiile religioase ale omului. Tot așa cum ușa de la arca lui Noe a fost sigilată chiar înainte de potop, ușa harului este în cel din urmă închisă lumii și harul lui Dumnezeu nu le mai este disponibil celor pierduți. A doua venire a lui Hristos este iminentă, dar mai întâi lumea va experimenta cea mai devastatoare serie de plăgi care a lovit vreodată umanitatea. Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor șapte îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Șorană rea și dureroasă a lovit pe oameni care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Speranța că lucrurile se vor îmbunătăți se năruie pe măsură ce ultimele șapte plăgi ale Apocalipsei încep să cadă pe pământ într-o succesiune rapidă. Acestea sunt cele mai teribile lovituri pe care le-a văzut sau le va vedea vreodată omul. Prima plagă este o rană extrem de dureroasă, care apare și produce o suferință îngrozitoare celor pierduți. Șase alte plăgi, mai devastatoare, urmează cu repeziciune. Apa mării și a râurilor se transformă în sânge. Soarelui este oferită puterea de a-i pârjoli pe oameni cu o căldură intensă. Pe măsură ce plagă după plagă lovesc, teroarea se instalează în lume și oamenii sunt loviți de panică.
În această perioadă de timp, unii dintre cei salvați găsesc adăpost în locuri pustii și sigure, unde sunt protejați de îngerii lui Dumnezeu, care se îngrijesc de nevoile lor. Alții sunt aruncați în închisori singuratice. Deși par a fi uitați de oameni, ei nu sunt uitați de Dumnezeu. Cei credincioși lui Dumnezeu sunt ocrotiți de plăgi în același fel în care copiii lui Israel au fost ocrotiți în timpul plăgilor care au lovit Egiptul. Acum cei credincioși trec într-un timp răscolitor de cercetare sufletească. În mintea lor este permanent gândul, suntem noi împăcați cu Dumnezeu? În final își găsesc pacea încrezându-se în promisiunile lui Dumnezeu. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Convinși de Hristosul cel fals, nefericiți cei pierduți cred că singura lor speranță de a găsi eliberare de plăgile devastatoare constă în a-i elimina pe cei care li se opun. Așa că se ia hotărârea ca poporul lui Dumnezeu, care se ține cu încăpățânarea de Scripturi, să fie căutat și exterminat într-o zi anume. Astfel, pe tărâmul bătăliei spirituale sunt aceia care urmează tradițiile oamenilor și se închină fiarei, înfuriați împotriva acelora care îl iubesc pe Iisus și păzesc poruncile sale. Aceasta este bătălia finală a Armagedonului. O lume rea, nelegiuită, a atins în cel din urmă limitele răbdării lui Dumnezeu și este timpul ca el să ia poziție și să salveze copiii credincioși.